Au adunat gunoaiele rămase după reparație și au făcut din ele căciula lui Guguță. Așa l-au sărbătorit copiii și profesorii de la Centrul Artico pe Guguță, care împlinește în această toamnă 45 de ani. La eveniment a venit și cel care i-a dat viață personajului, scriitorul Spiridon Vangheli. După ce au cântat și au dansat, picii au probat cu șma uriașă. Este lungă și hârtop, tra-la-la-la-la-la, s-a dus ploaia, hop-a-hop, tra-la-la-la-la-la. Căciula înaltă de aproape 4 metri a strâns zeci de copii care s-au simțit sub ea ca într-un cort. Guguță este fiul lui Spiridon Vanghele. Este deștept, vesel, și are în ajutor. Și ce are mereu? Cel mai important, el ce are? Are pălăria lui. Căciula a fost făcută din deșeurile rămase după reparație la Centrul Artico. Hotărât să căutăm prin gunoi ăștia noastre de peste tot ce avem noi din resturi, din ce au rămas, din material de construcție, și am confecționat o căciulă a lui Guguță. Totuși, tatălui Guguță, scriitorul Spiridon Vanghele, spune că i-a plăcut cușma, chiar dacă nu a fost făcută din blană de miel, așa cum era cea purtată de micul său personaj. Nu nimic, ea simbolizează sufletul. Copiii i-au oferit scriitorului daruri și flori cu ocazia celor 45 de ani pe care Guguță îi împlinește în această toamnă. Spiridon Vanghele se arată mândru că eroul său e îndrăgit de copii și spune că primește de la ei în fiecare zi zeci de scrisori. Nene Spiridon, dacă l-ai pierdut pe Guguță, apoi l-am găsit eu. El se află în satul nostru. Eu l-am întrebat dacă el e matale, de el mi-a spus că el e lui tata lui. Ajuns la vârsta de 80 de ani, scriitorul își face planuri mari. Pisainciuc l-a întrebat ce vrea el și el mi-a spus, vreau să dorm. Eu încă vreau, nu vreau chiar să dorm, eu mai vreau să-mi scot, vreau să zic, încă 4 cărți de ale mele. Vanghele a scris peste 20 de opere pentru copii, fiind cunoscut mai ales pentru lucrarea Isprăvele lui Guguță. Aceasta a avut 75 de ediții și a fost tradusă în aproape 40 de limbi.